Say that you are ready. We can start with this special session. Okay, Yurita, I'm going to tell everyone what will be the layout. If they have any questions and they are in Romanian, I'll probably translate it to you. And if someone will put a question in English, I will ask them also to put the question in Romanian for people that don't speak English. So I'm just going to tell everyone what I just told you, and I think after that we are ready to go. Deci, bună seara! Ideea este în următorul. Întrebările, dacă sunt în limba română, fie pe chat, fie pe... dacă puteți să intrați direct și să puneți întrebarea. O să traduc eu în engleză. Dacă veți dori să puneți întrebările în limba engleză, indiferent că sunt pe chat sau, cum să spun, live, o să vă rog totuși să le traduceți și în limba română pentru cei care nu înțeleg engleza. Ok? Dacă suntem gata, putem începe. Este ok? Suntem gata, suntem pregătiți. Da? Bun. Yes, Yurita, we are ready. Okay, so then we can start. Okay. So hello, everybody. And my name is Yurita Kovac, and I'm your guest at the webinar regarding water loss management. And today we have one very special webinar. I'm very happy that this story moves on. So if some of you haven't saw our previous webinar, I proposed a very special one, where you will have a chance to pose some questions and express some interest. And then my mission was to prepare some answers and that we can discuss about them in this kind of webinar. So it will be a kind of like a podcast, and I'm very happy that we have it in this format. So we can start. I received from my dear colleagues, Alex and Alin from many a couple of questions. Very nice one. I think they represent some typical, let's say, issues and problems you are faced with in Romania, but also I believe many other people in other utilities in our region, very probably also in other parts of the world, have something similar. So I hope that my answers and my descriptions will be of some help for you. And I must say that answers and let's say some propositions how you should deal with certain problems are, let's say, a product of my work with water utilities. So I would say that you will see some examples that are real life and that came from real life. So I hope it will be a kind of, let's say, inspiration for you how to deal with these kind of problems in your future work. So we can start. Why wait? So first question you had, or I received, was how to organize a non-revenue water office. And I would say it's a very general question. I know what it could be, let's say, what could be covered with this question, but I decided to actually to show you this old picture that shows a different aspects of water loss management. And I think at the beginning, when you thinking how we should have it organized and how we should deal with water losses, first of all, you must have in mind what resources you already have from one side, and then start thinking about how actually these resources could be used in a proper way and, let's say, in most efficient way. Sorry, Yurita. I will have to ask anyone if they need translation. Deci, bună seara, este, în primul rând, haideți să întrebăm dacă este nevoie de traducere sau nu. Este nevoie. Este nevoie, da? Bun, deci, so I will try briefly, Yurita, I will briefly translate what you just said. Yeah, we will go back question. To slow motion. Yeah, sorry, Alin. Yeah, no problem. Deci, prima întrebare pe care a
primit-o, a fost cum să organizez un departament de reducere a pierderilor. Asta e întrebare generală și a spus că cel mai bine ne pune în vedere imaginea aceasta destul de veche, în ideea în care trebuie la un moment dat să dai seama în crearea unui astfel de departament de mai multe aspecte, inclusiv de și de resursele pe care le ai la dispoziție. Și o să rog de acum încolo, în momentul cum se oprește, o să fac și traducerea. So, Iurița, I just briefly said, whenever you are ready at some key points, you'll pause and I will make the translation. Okay, yeah, I'll try. Yeah, I'm sorry. Yeah? No problem. I start talking and I always forget that. Yeah, no problem. Okay, so we will do it in a slow way. No problem. So, but as I said, resources are one thing that you should consider. So what do we have at our disposal that we can use in non-revenue water reduction program? Deci, resursele, trebuie să calculați în considerare resursele pe care le aveți la dispoziție. Și care sunt aceste resurse pe care ar trebui să le luăm în considerare într-un program de reducere a pierderilor? Yeah. And then on the other side, you should observe, you should see, do we have people with knowledge and organization who wants to contribute in this kind of activities, in non-revenue water programs? Și de partea cealaltă trebuie să observați dacă există oameni care sunt pregătiți și ar dori să participe la acest efort de reducere a pierderilor de apă. So I would say also this in a little bit different way, because I don't know the audience. Do we have technicians? Do we have engineers? Do we have managers? I believe we have all kinds of people. And for all of you, I have very, very simple question and very simple, let's say, maybe just a remark. Have in mind that actually non-revenue water programs are just efficient water system management. Deci, presupune că audiența este formată și din tehnicieni, și din manager, și din inginer, și atunci face următoarea remarcă, și anume că orice program de ăsta de reducere a pierderilor face parte dintr-un program mai larg, de fapt, de eficiență a unui sistem de alimentare cu apă. For these programs to succeed, and of course, non-revenue water reduction is a very nice proof that your activities are well organized and implemented. Și pentru ca un astfel de program să aibă succes, și în cazul ăsta programele de reducere a pierderilor arată că compania este bine organizată din moment ce reușește să facă acest lucru. Yeah, so you must have in mind that and I think I said this also previously. Last time that as I heard, as I learned from my dear mentor and colleague Alain Lambert many years ago, he said you need three persons in any kind of any size of water utility if you want to succeed in non-revenue water reduction. And that means you need to have technician who is doing something on field, you need to have a manager or engineer who understands many things and who can organize this work, but also who will cooperate and communicate with the general manager, who also must be supportive of these activities. So no matter the size of the utility, I would say that core office, let's say office, of the non-revenue water program are actually these three persons who doesn't have to be the same team, but they need to collaborate very closely. So you need technician, you need manager, and you need general manager. Deci pentru, așa cum spune Iurița din experiența lui și cum a învățat și de la mentorul lui Alain Lambert, acum mult timp, în orice program de reducere a pierderilor de apă, indiferent de mărimea companiei, ai nevoie de trei persoane cheie, care nu trebuie neapărat să reprezinte chiar același lucru, dar ai nevoie de un tehnician,
care să facă treaba pe teren, ai nevoie de un manager, un tehnic, inginer, care să înțeleagă fenomenul și de asemenea mai nevoie și care totodată să asigure și interfața sau comunicarea cu directorul general, cu managerul general. Deci, și la fel și managerul general trebuie să ajute această activitate. Yeah. And in today's world that we are facing, the changes we have and how we work and what we do and conditions that we have, you must realize, and I hope that people in water utilities will realize what, let's say, people in private companies already are faced with, is that we need to act fast, we need to make fast decision, and we need a cooperation that is not strictly hierarchical in organization, but we need best people from different parts of the company who will sit together, think about issues we have, and make decisions that will be implemented fast if we want to see changes and if we want to see improvements. Deci, bun, în lumea în care ne aflăm la momentul actual, companiile de apă probabil că vor ajunge să realizeze, la fel cum lucrul ăsta s-a întâmplat în majoritatea companiilor private, că e nevoie de un efort comun, nu este neapărat o colaborare ierarhică în asemenea programe, ci este nevoie neapărat de cei mai buni oameni din diverse domenii în cadrul companiei care să se pună la o masă, să discute și să ia cele mai bune decizii. Cheia succesului ar fi că deciziile trebuie luate rapid și implementate la fel de rapid. Alex, îmi dai voie să intervin un pic. Da. Eu vreau să pun o întrebare referitor la situația din România, în care da, toți avem între 500 și 700 de kilometri într-un oraș din acesta foarte principal, să zicem, de acolo toate veniturile, și suntem organizați pompieristic, adică s-au luat niște aparate, s-a făcut o echipă de 3 oameni și de ei se așteaptă rezultate. Deci, întrebarea și doar asta are... Da, și doar asta este. Întrebarea referitoare la organizarea unui birou se referă cumva și la câți oameni ar trebui să facă parte, ce responsabilități să aibă oamenii de acolo, adică nu numai partea de teren, trebuie să fie și partea cealaltă. Ok, păi o să-l întreb, o să spun. Bine. So Alin asked about this question and said that also there is a problem in Romania in the sense that every regional operator has one or two big cities around 600 to 700 kilometers of network. And what usually happens right now is that there is a department or a compartment of leak detections, about 3 people for the entire city, and that's about it. Yeah. Somehow everybody expect results from this particular department, and Alin was asking, well, how many people do you actually need, not on the just on the leak detection teams, but also in the technical management and so on. Yeah. I don't know if you are going to ask this question later on or not. I just translated. I understand. Next slide will give you some hints how this can be organized. It's based on my experience, but you can translate. Yeah. Înțeles, următorul slide o să spună ceva și despre chestia asta din cum ar trebui organizat din acest punct de vedere din experiența lui. And you will see also, I would say that I can say that this question actually follows the whole Q&A session that we will have today, and at the end I also have some further hints, so that I will save some hints also for the end. Some advices, but I think this question will always come around, and I just want you to understand that you must rise up in your way of thinking
that you just think about your part of the work. You actually have to learn, and you have to learn how to communicate and influence those also above you, so that you can present them in a proper way, importance of what you do on one side, and importance of collaboration with all other departments in the company on the other side. So we will go through this in the following slides. Deci o să facă niște referiri și cu partea a doua, sau mai spre finalul prezentării la aceste aspecte. Ideea de bază este că asta e o întrebare care se tot repetă și o tot aude. La nivelul compartimentului, ideea este că trebuie să ai un pic, să-ți schimbi mentalitatea, să încerci să gândești un pic mai departe de munca pe care o faci tu strict, astfel încât să poți comunica celor ierarhic superiori, să îi pot într-un mod eficient și corect importanța muncii tale. This way of thinking has a particular name. It's called change management. Acest mod de a gândi se numește într-un fel și anume managementul schimbării, cred că am tradus corect. And if you want, we can make another webinar about it. Dacă vreți, numai pentru chestia asta, mai poate face un webinar altă dată. Okay, guys. So, staffing and what equipment? So I was thinking actually what to present you, and I prepared a little table. Și s-a gândit la ce se prezintă și a pregătit un mic tabel. So, active leakage control, what it means, at least from my experience, what I saw that works fine. Deci controlul activ al pierderilor, ce înseamnă și ce, din experiența lui, ce înseamnă și cum este prezentat aici. Yeah. And you can see some basic, let's say, figures, considering the size of the network and people you should have and some basic equipment you should have. Și în funcție de mărimea rețelei, sunt câteva cifre aici referitoare la câte persoane vă trebuie și la de ce echipamente ați avea nevoie. So, as you can see, there are some, let's say, don't take these figures, especially regarding network size, as specific. And it depends also what kind of conditions you have in the network. Do you have VMA zones, pressure management, not age of the network, and so many other details. But let's say that in general, this is how this should work. Deci, la modul general, cam așa ar trebui să se întâmple lucrurile. Atrage atenția asupra faptului că nu trebuie luate strict valorile pentru mărimea rețelei, pentru că tot cele numărul de tehnicieni, numărul de echipamente, depind și de alți factori, cum ar fi de faptul dacă rețeaua este împărțită în DMA-uri, dacă există un management al presiunii, de alte condiții, cum ar fi vechimea rețelei și așa mai departe. So I would say that in general, for every 500 kilometers of network, you should have two technicians and one engineer. Deci el spune că ca regulă generală, pentru fiecare 500 de kilometri de rețea ai nevoie de doi tehnicieni și un inginer. Yeah. And depends also what do you consider that is responsibility of the active leakage control. Și depinde și depinde de ceea ce interpretați că ar fi responsabilitatea controlului activ al pierderilor. Because what we have in mind is in first stage is that you do only leak detection. Pentru că la ceea ce ne-am gândit că în prima etapă ceea ce faceți este numai detecția pierderilor. And of course, two technicians will do the field work. Și doi tehnicieni vor face munca de teren. For example, and one engineer is responsible for planning, for monitoring and also for assisting if for example one of these two technicians is on holiday or sick leave. So this engineer also actually helps in field works when it's needed. Și un inginer care să planifice lucrurile, să facă interpretările și să poată ajuta, să spunem, echipa în cazul în care unul dintre tehnicieni, să spunem, fie bolnav, fie plecat în vacanță sau pur și simplu să suplimenteze efortul, să poată suplimenteze efortul echipei de tehnicieni. So this is something like a general figure.
So remember, every 500 kilometers of networks, you should need another team. Deci, astea sunt niște cifre la modul general, dar ceea ce trebuie să rețineți este că la fiecare 500 de kilometri de rețea mai trebuie încă o echipă formată din doi tehnicieni și un inginer. Standard equipment, as you can see, ground microphones or leak noise correlators, this comes along. And also today we use very often noise loggers. It's also important, especially for city centers. Deci ca echipament standard, evident, un microfon de sol, un corelator și în ziua de azi oricum se folosesc foarte mult și logării de zgomot. Mai voie să intervin un pic. Da. Alin has a question. Cât e norma unei echipe? Cât ar trebui să facă pe zi o inspecție kilometrică? How much should a team cover in one day in terms of network length? Yeah. Let's say if it's just a typical footwork, to say, let's say, ground microphone and inspection with it, and with little help of noise correlators, it should be something between 2 and 4 kilometers per day. Deci dacă ar fi numai o chestie de bază cu microfoane de sol și eventual un ajutor din partea logărilor de zgomot sau a corelatorului, între 2 și 4 km pe zi. I hope this is some standard work. Asta e un standard. What I emphasize always, what I strongly support, is that you recognize the value you get and the efficiency you can improve with use of mobile flow meters. Dar ceea ce vrea să pun în evidență este cum poate să crească eficiența folosind debitmetrele mobile. Debitmetrele, exact, debitmetrele mobile. And you can, I think it's clearly seen that if you have some, especially this is important in rural networks, if you have a couple of kilometers of some pipeline between two villages, for example, transport line, and the best thing is actually first to measure the flow at the inlet section and the outlet section of this pipeline, and then you understand the leakage you have, and you can very fast, let's say, make a fast decision: is it worth it? Deci, în cazul în care aveți, de exemplu, rețele mici, să zicem două sate și o conductă între cele două sate, care atunci cel mai bine ar fi și rețeaua este de câțiva kilometri, în primul rând ar trebui să măsurați debitul odată la intrarea și la ieșirea din conductă, ca să puteți avea o idee asupra pierderilor și în funcție de aceste informații veți lua o decizie rapidă asupra măsurilor viitoare. Eventual de detectarea de mersul pe teren și a detectarea pierderilor. Yeah. Also, one thing that, well, it's one issue that is not presented in this table is related with preventive maintenance of the equipment. If you eventually have developed DMA zone suppression management with PRVs or something else, then we have this preventive work that is very important. That means measuring, do these equipments work well, efficiency of this equipment, can it be improved, maintenance works, and so on. And if you have these additional works, then you must be very careful that for this additional work, actually you find new people who will be responsible for it. Because what I saw in my practice is that sometimes these leak detection technicians, since they know a lot of things and they have many different skills, they start also doing this maintenance work. But then active leakage control work suffers. And this, you must be very careful about this. Deci, ceea ce nu se vede în acest apel este și o situație în care, de exemplu, rețeaua este împărțită în DMA-uri și în momentul acela sau ai în rețea și vane de reducere a presiunii și în acel moment devine foarte importantă și munca de întreținere, de mentenanță preventivă, de verificare a acestor echipamente. Și trebuie să fiți atenți că vă trebuie o echipă nouă, trebuie oameni noi angajați pentru acest lucru. Din experiența lui a observat că în cele mai multe cazuri sau în multe cazuri tehnicienii care se ocupă de detectarea pierderilor
având foarte multe cunoștințe și multe skill-uri la bază, fac și acest lucru. Dar din momentul ăla, controlul activ al pierderilor începe să aibă de suferit, pentru că nu se o pot ocupa de două lucruri deodată. Yes. Okay. Next, I think this is clear. If someone will have later any questions, we can go back and... Dacă sunt întrebări la final, vor fi întrebări și se va răspunde la ele. Okay. Third question. What actions to consider if there were no DMX? Treia întrebare. Ce acțiuni trebuie să facem dacă nu există DMX-uri? So, I go back to the previous slide as well. So, you need to think how to establish them at least as a temporary DMX. Deci trebuie să vă gândiți cum să faceți măcar niște DMA-uri temporare. So it's the same principle. So you need boundary valves to be located and closed, inlet points located and prepared for measurements with mobile flow. Deci trebuie să identificați care sunt vanele de izolare care, pentru a putea izola zona respectivă, care sunt punctele de intrare sau ieșire în DMA-uri și să pregătiți acele puncte, acele zone pentru măsurarea cu debitmetre ultrasonice mobile. And these are photos from our last presentation. So one of the best instruments you can use in your network is ultrasonic mobile flow meter. Deci astea sunt niște poze din prezentarea trecută și spune că unul dintre cele mai bune echipamente pe care le puteți folosi în acest domeniu sunt debitmetrele ultrasonice mobile. It takes a little practice and training. E nevoie de ceva practică și instruire. But you will have huge benefits in your active leakage control. Dar veți obține niște avantaje foarte mari în ceea ce privește controlul activ al pierderilor. Next, with it are mobile pressure loggers. Și apoi veți utiliza loggerii de presiune. And the same as I said also previous time, you always should consider that you have flow and pressure measurements together, because then you can have the best possible picture in understanding what is happening in my network, what kind of leakage I have in particular zone, and also it's important to see how pressure is fluctuating in this zone, and from that you can learn actually do you have pressure transients and some other problems, and then act on these root causes to actually solve your leakage problem. Deci, la fel cum am spus și în ultima prezentare, este nevoie de ca măsurătorile de presiune să se facă în tandem, în paralel cu măsurătorile de debit. Având aceste informații, poți vedea la un moment dat și cum, care este valoarea presiunii în zona respectivă, care sunt fluctuațiile de presiune și dacă ai și tranzienți de presiune în zonă. Cât de multe logere de presiune ar trebui puse sau cât de des? How many pressure loggers should be installed, or how often should they be installed? Whenever you measure flow in a certain area, let's say temporary DMA, you should have it together with mobile flow meters. Ori de câte ori faci o măsurătoare cu un debitmetru, trebuie să ai acolo în tandem cu el și un logger de presiune, o măsurătoare de presiune. As you can see from this table, you should start with, let's say, good set is at least to have two flow meters. După cum se vede și a couple of pressure loggers as well. Deci cel mai bine este să ai două debitmetre mobile și câțiva loggeri de presiune. And consider that this pressure management should be done on three specific locations. Și luați în considerare că acest management al presiunii trebuie realizat în trei locații specifice. So, in general, you should have one pressure logger that is on critical point, so where we have lowest pressure. Deci, unul dintre loggeri trebuie să fie în punctul critic al zonei sau al rețelei, unde de obicei există presiunea cea mai mică. We should also locate, let's say, section of the network where we have highest pressure. Trebuie să punem unul și în zona sau în porțiunea de rețea unde avem cea mai mare presiune.
And third pressure should be, let's say, identified as the average zone pressure point. Iar al treilea ar trebui pus în acea zonă care ar trebui identificată ca zona de presiune medie. Sau media, presiunea medie în rețea, mai bine zis. Yeah, average pressure for this zone. And so this is what you should do every time when you have flow measurement. Și asta trebuie să faci de fiecare dată când faci o măsurătoare de debit. And you need to have all instruments set to the same time and to memorize measurements in the same time frame. Deci ar trebui ca toate instrumentele să fie sincronizate între ele și rata de achiziție să fie aceeași. Also you can use pressure loggers even for more specific measurements even if you don't have flow measurements. Poți să folosești loguri de presiune și pentru anumite măsurători specifice, chiar dacă nu ai la dispoziție debitmetre sau măsurători de debit. For example, you can investigate what is happening near some large consumers. Poți să investighezi ce se întâmplă, de exemplu, cu presiunea în zona consumatorilor mari. Or, for example, how pump stations are working. Sau cum funcționează stațiile de pompare. And I would say regarding pressure you should be obsessed with it. Și în ceea ce privește presiunea ar trebui să vă obsedeze acest lucru. Yeah, because a lot of things you can learn from your network or about your network, and if you stabilize the pressure and remove transients and reduce pressure even a little bit, even maybe just during the night and you have no reduction during the day, you can actually make a lot of difference in the network regarding leakages and loss. Deci chiar și în momentul în care reușiți să reduceți presiunea puțin, numai pe timp de noapte, veți observa diferență în ceea ce și pe timpul zilei rămâne la fel, veți observa niște diferențe în reducerea de pierderilor și veți învăța multe lucruri despre rețea dacă, nu știu, eliminați, de exemplu, puteți să stabilizați presiunea sau să eliminați tranzienții. Yeah, and this is something maybe also for you what comes to my mind now. Regarding leak detection, we have one barrier we have to cross over. În ceea ce privește detecția pierderilor, avem o barieră pe care trebuie să o trecem. Because when you start working in leak detection and let's say you think that non-revenue water control is leak detection. Pentru că în momentul în care încep să lucrez în detecția pierderilor, încep să te gândești sau crezi că controlul apei care nu aduce venituri înseamnă de fapt detecția de pierderi. But in reality this is just one part of your work. Dar în realitate asta e doar o părticică a muncii. Yeah, so you need to realize that besides just working with ground microphones and noise colorators, you need to adapt also mobile flow meters and pressure loggers as a standard set of the equipment you work with on field. Deci, în afară de faptul că lucrez, în afară de echipamentele standard considerate acum, un microfon de sol și corlator, trebuie să adaptați în cadrul muncii dumneavoastră ca echipamente standard și debitmetre mobile și logere de presiune. So, I hope this helps in your understanding. Așa, sper că acest lucru vă ajută în a înțelege fenomenul. Ok. Next slide. So, as I said, you should work the system. And if you want to be efficient as possible, you need this practice of measuring, reducing section of the network where you recognize that problem exists, then inspecting that part of the network, knowing that we have a leakage there, and of course repair work is at the end. Deci ar trebui să lucrezi odată cu sistemul, în ideea în care ar trebui să izolezi anumite porțiuni din sistem, să faci măsurători de debite, după care să te duci să detectezi pierderile în acea zonă, știind exact că în acea zonă tu vei avea niște pierderi. Și evident, după aceea vor trebui și reparate toate aceste defecte.
At the end, when you are working in water loss management control, you must show results. La, la un moment dat, când lucrez în controlul pierderilor de apă, trebuie să prezin și niște rezultate. So your result is not number, it is not number of leaks you have found in the network, but actually the reduction leakage in volume. Deci rezultatul nostru nu este câte avarii sau câte defecte ați găsit în rețea, ci de fapt volumul real al al reducerii de pierderi. So we talked about this in our previous webinar, so I don't want actually to repeat too many details, but you need to understand what leakage is, what is detectable leakage, and then work on it to find it and to repair it. And then you move on to the next zone or to the next part of the network. Deci am, s-a discutat despre acest grafic în webinarul trecut și nu o să mai repete aceleași detalii, numai că trebuie să se înțeleagă ce înseamnă pierderile. Ce înseamnă o pierdere de fundal, ce înseamnă o pierdere raportată și așa mai departe. Și odată ce ai făcut acest lucru, ai această înțelegere pentru o zonă, treci la următoarea zonă. Ok, we move to the next question. It's number 4. How your daily report would look like and what it would contain for the manager? Următoarea întrebare. Cum ar arăta un raport zilnic, ceea ce lucrezi și ce informații ar trebui să conțină pentru un manager. Yeah, so I am presenting you here one example I let's say designed a couple of years ago, and I'm giving it to my colleagues in both utilities to work with it so that they can see the practical approach that requires certain steps, and in these steps we have planning, we have organization of, well, let's say organizing resources, we have people, equipment, and what we should inspect. This is on the left page, and on the right page we have results of our work, so that means we show where we located the leak, some sketches. So this is a very simple working note that we can show to our managers the result of our work on field and what we have found. And this is also what's very important is, of course, it's a paper format that so that you have documentation to follow. And later, in later stages, who becomes more, let's say, more advanced and keen to proceed further, as I mentioned also in my previous webinar, we presented you with some GIS cloud solutions, how actually these forms can be digitized for use in smartphones. Okay, so I have to translate all of this. Sorry. Okay, so could you make a brief response? Yeah. So I can translate without losing anything from what you are saying. Yeah, I think it will be very interesting for people. So let's say, guys, left page. Okay. Yes, pagina din stânga. Yeah, left page. You have, this is example that I made for colleagues in both utilities. I don't know what you use in Romania. Do you have something similar or not? But I just want to show you logic behind this. Okay. Deci, vreau să arate eu un exemplar, un tabel pe care l-a conceput acum câțiva ani și, pentru companiile de apă. Nu e clar ce, dacă folosim sau cum folosim așa ceva în România. Ce vreau să explic este logica din spatele unui astfel de raport. Yeah. Reason for this is that I saw in many utilities different forms, of course, but very, very simplified. And then we are missing a lot of data that they could collect while being at field, on field. Deci a văzut foarte multe astfel de formate de raport la companiile de apă, diferite între ele, dar mult simplificate. Și spune că în momentul în care pierdem din vedere anumite informații, o să fie mai greu să te explicăm de ce să nu merg anumite lucruri în activitatea asta.
Okay, so this section represents where the inspection should be, let's say, where we are planning to do inspection. It could be repaired, it could be reported leak, or it could be preventive work with active leakage control where we want to find unreported leak. Deci zona asta reprezintă zona unde dorim să facem inspecția. Motivul fiind fie este vorba de o avarie care este raportată, fie vorba de o activitate de prevenție în cadrul controlului activ al pierderilor. So you have a street address, place, what type of pipe we have there, material. Deci aveți adresa, strata, ce tip de material avem acolo pentru conductă. And this is first stage. Second stage is preparation for field work, where we should select what kind of equipment we will need, what resources we need to do this inspection. Al doilea pas este pregătirea acestei activități, în care spunem ce tip de echipamente avem nevoie, de câte echipamente avem nevoie și așa mai departe pentru această inspecție. Yeah, this is a kind of reminder. So, do I need ground microphone, mobile flow meter, do I need some safety equipment and so on? Este un fel de, hai să vă aduce aminte, nu vine acum alt cuvânt, adică am nevoie de CD, microfon de sol, am nevoie de un corelator, am nevoie de debitmetru ultrasonic și așa mai departe. Third stage shows what we have done on field, and it means length of network inspected, number of service connections inspected and so on. Al treilea pas este reprezintă ceea ce am făcut efectiv pe teren și spunem acolo care este lungimea rețelei inspectate, numărul de branșamente inspectate și așa mai departe. And fourth stage presented here shows leaks we have found in our inspection. Iar al patrulea pas reprezintă pierderile pe care le-am descoperit cu ocazia acestei inspecții. Yeah. And for each leak we have found, și pentru fiecare pierdere găsită, pentru fiecare gaură găsită, există separate piece of paper with more details regarding this specific leak. Deci pentru fiecare pierdere există o altă pagină detaliată, cum este cea din dreapta. The whole story behind this. Deci povestea din spatele acestei lucru is that your manager understands the whole process how you achieve your results. Înseamnă că managerul începe să înțeleagă tot acest proces prin care tu ai obținut aceste rezultate. Yeah. And this paper record also follows then certain procedures you have in your utility regarding repair work. Și formatul ăsta pe hârtie urmărește și anumite proceduri pe care le aveți în cadrul companiei referitoare la lucrările de reparații. Okay. This is additional work that in Croatia, for example, our leak detection teams are doing, and this is specifically related with, for example, pressure measurement in this case. Și asta este o muncă suplimentară pe care fac se face în companiile din Croația și la în exemplu de față totul se referă la managementul de presiune. And so you have on left side you have basic information about the location where we had pressure measurement. Deci în partea din stânga aveți informații generale asupra locației unde se fac măsurătorile de presiune. Below you have a map with location where pressure logger was installed. În partea de jos aveți o hartă în care se arată locația unde a fost exact instalat loggerul de presiune. Very often we have the same map or similar map regarding leak detection activities also to show section of the network that was inspected. De multe ori avem exact aceeași hartă și pentru controlul activ al pierderilor în care arătăm zonele din rețea care au fost inspectate, de exemplu. And of course we have results of measurement conducted in this specific one. Și bineînțeles că avem și rezultatul măsurătorilor de presiune realizate în zona respectivă. So, this is the level of communication you have between leak detection team and manager in water utility. Deci este nivelul de comunicare pe care îl aveți între echipa de detectare a pierderilor și managerul companiei. I hope this satisfies your question.
Și sper că aceste răspuns să fie să vă satisfacă întrebarea. There will be any comments we can address. Dai voie să intervin un pic. Da. Alin wants to intervene. Raportul ăsta seamănă cu un raport zilnic sau un raport pe locație, dar nu este un raport către, nu știu, de sfârșit de lună către un director, adică lui nu pot să zic că am fost la defectul ăla și ăla. Trebuie să fac un fel de totalizare, muncă pe luna cu tare. So Alain said, okay, this is more like a daily report or an action report, but it's not something like a monthly report, let's say, when they have to briefly inform the manager, probably like in some sort of executive summary or something like that. And when they have to show the manager, for example, for 1 month, what is the result of the work. But if you have these basic documents that I just presented, then it's easy actually to transfer them actually some kind of monthly report, because you will have number of inspections we have done, length of the network we inspected, number of service connections inspected, number of leaks detected, types of leaks detected, number of measurements we have done, and you can actually use these basic documents to present them for a monthly, let's say, review of your activity. Aici, da, dar având toate documentele astea pe care le ai zilnice, o să fie mult mai ușor la sfârșitul lumii să prezinți un raport în care să spui câți kilometri de rețea ai inspectat, câte branșamente ai inspectat, câte măsurători ai făcut, câte avarii ai găsit și așa mai departe. Deci poți să le pui la final, la finalul lunii, să faci un rezumat al muncii tale. Eu ziceam doar că ne întoarcem înapoi la cifrele alea. Câte defecte ai găsit luna asta? 30. Nu poți să-i spun, bă, am redus pierderile cu o cantitate sau o anumită sumă de bani. Pentru manager asta e mai important decât un număr de, am făcut 50 de verificări, 100 de branșamente și am găsit 7 defecte. Nu înseamnă nimic asta. El se uită la pierdere și zice, bă, tot 50% avem. So, Alan said, okay, but this is there are just numbers about how many leakages we found and so on. So, what the manager will want to see how much was, for example, the water loss reduction in volumes or in how much money they save at the end of the month. Okay, we will address this question, but as I said, if you want to show clear results that your work has a value, or let's say some value and benefits for the utility, you need to measure flow. It is not enough actually to, let's say, depend on some measurements. It could be. It depends on the network. If you already have some flow meters on specific points, water reservoirs and so on, even maybe some DMAs, even better. But you need to present situation before your intervention. You found leak and you repair it, and then you can show them results. So without flow measurements, actually, it's very difficult to show them, let's say, quantity of savings you achieve. You must have this in mind. So if you want to impress your manager, first you need to educate them about what is the scope of your work and how these results should look like. Okay, so I'll translate. Deci, ideea este că dacă vrei să-ți impresionezi directorul, managerul, prima dată trebuie să le duci într-un fel asupra muncii pe care o faci. În primul rând, fără de aceea trebuie și niște măsurători de debit, ca să poți să arăți care era situația inițială și care era situația după intervenția pe care ai făcut-o. Deci, evident că, iar la întrebarea pe care ai pus-o, ai zis că o să discute despre ea pe parcursul prezentării, dar acum spune că neapărat trebuie să te concentrezi și pe măsurătorile de debit, ca să poți să arăți exact care a fost
care e importanța muncii tale și ce ai reușit să obții. Okay, we will address this later also in couple. O să discutăm mai încolo despre acest lucru. So one question was how can you motivate the team to work on and find more leads when you cannot offer them money? Următoarea, stați, I will have to translate this question. Deci întrebarea următoare cu care prindu este cum îți poți motiva echipa de detectare pierderi să găsească mai multe pierderi din moment ce nu o poți recompensa financiar mai mult. Yeah. Nu poți să dai mai mulți bani. Yes. I would say one, this photo shows a lot of action because in most cases, I would say in all cases that are known to me, I never saw a situation where general manager said, I will raise your salaries and you will bring me reduction in losses. Deci asta spune foarte mult această fotografie, pentru că în marea majoritate a cazurile pe care le-a văzut, niciodată n-a văzut un director general care să spună îți voi mări salariul și tu îmi vei reduce pierderile. Yeah, so it's always the other way around. Tot timpul e invers. You need to show results actually and then also educate your colleagues so that they recognize the importance of your work. Deci trebuie să arăți rezultatele și după care trebuie să îți educi colegii cumva ca să-ți dea seama de importanța muncii pe care o faci. And I will give you also some advices at the end. Și o să mai dau un sfat la finalul prezentării. But as many of you know very well, and Alin, I think you know this very, very well. I know it from my personal point of view. I went through this many years ago and I'm still in the same condition. You have to love this work actually to have success and to be satisfied. Deci, după cum nu știi, zice Alin, și tu știi foarte bine lucrul ăsta și Iurița știe foarte bine din punctul lui de vedere, ce trebuie să iubești foarte mult meseria asta ca să poți aduce rezultate. Yeah. And what I like and what I always emphasize when I'm talking with people who are responsible for leak detection in their company. Și tot timpul când discut despre persoanele care sunt responsabile cu reducerea pierderilor din cadrul companiilor de apă. Leak detection and let's say non-revenue water programs in general. Programele de reducere a pierderilor și de detectare a pierderilor la modul general offer a lot of freedom for people who are responsible for them. Oferă foarte multă libertate pentru oamenii care sunt responsabili de aceste activități. So, in a way, when you're dealing with water losses in your water utility, you decide what should be done, how you will do it. So it's everything up to you. And it's only your imagination and your goodwill to learn and to experiment that can bring some success and some progress. Deci, în astfel de situații, tu decizi, de fapt, care sunt acțiunile care trebuie făcute, ceea ce trebuie făcut, tu ești responsabil și limita e fiind numai imaginația ta și, să spun, dorința de a învăța lucruri noi. Aș vrea să întreb, ce metode folosește pentru depistarea branșamentelor ilegale? Pentru că și aici sunt o serie întreagă de pierderi importante, cele okay. care... pe lângă branșamentul contorizat și cunoscut. Okay. So this question was about what are the methods used, for example, for finding illegal connections. Because there is also the real losses, but the gentleman said also there is some importance to the apparent losses and hence here, what is the method used for illegal connections? Yeah, I would like to say it this way. Again, you will need to measure flow. Din nou, și o să spună, mai spun o dată, din nou veți avea nevoie să faceți măsurători de debit. First of all, you need to recognize the let's say the size of the problem.
Trebuie să vă dați seama care este dimensiunea problemei, în primul rând. Because illegal consumption is very mysterious issue. Pentru că partea asta de consum ilegal sau neautorizat este o chestiune destul de misterioasă. And you need to demystify. Și trebuie să o demisterizezi, demistifici. Yeah, yeah. Because you know what it means in the size. Sometimes people like to overestimate this problem. Deci care este dimensiunea problemei astea, pentru că de multe ori oamenii tind să se acordă o dimensiune mai mare. And what I can tell you from my experience. Și vă pot spune din experiența mea. Problem, or let's say illegal consumption, is not so much related with small consumers, or let's say household consumers. Problema cu consumul neautorizat nu este neapărat legată de, hai să spunem, consumatorii casnici sau consumatorii mici. The biggest problem are, let's say, in large consumers, someone who has some, let's say, agriculture activity or industrial activity, and he decided actually to use water legally. Deci probleme mai mari sunt de fapt la cei consumatori care au, de exemplu, ca fie discută de agricultură sau industrie și consumă foarte multă apă și dintr-un motiv sau altul au decis ca să ia apa asta în mod neautorizat. But I can tell you one example where household, illegal household consumption was a serious problem. Dar vă pot da un exemplu în care consumul neautorizat la consumatorii casnici a reprezentat o problemă serioasă. Sometimes we have, let's say, areas in our network where we have people, very poor people, who are living in a certain area, let's say this way. Hai să spunem următor, că există între țările pe care le avem inspecție zone în care locuitorii sunt săraci, sau mai bine zis, zone în care trăiesc oamenii în zone săraci. And this is not only technical issue in finding where they have illegal connections. Nu este numai o problemă tehnică în a afla unde se află aceste branșamente ilegale. But this is also, let's say, social issue or social problem. Dar este și în același timp și o problemă socială. So actually, with technical solutions, you will not solve this problem. Cu soluții tehnice nu vei rezolva de fapt această problemă, doar cu soluții tehnice. So what I saw as a very nice, let's say, example how to deal with this. Și ceea ce am văzut într-un exemplu foarte frumos, să spunem, de a rezolva această problemă. The case was solved, let's say, in a way that water utility developed a DMA zone for this particular area where very poor citizens are living. Ideea a fost că la un moment dat compania de utilități a creat un, hai să spunem, un DMA special numai pentru această zonă unde existau acești consumatori defavorizați. Then they knew exactly how much water they are using in this particular part of the. Și în momentul ăla au știut exact cât apă se utilizează în această zonă. And when they compared this with the water meter, they knew exactly the volume, of course, after each detection of real losses, they knew exactly the volume of water that was used illegally. Și în momentul în care, sigur, după control activ al pierderilor, după ce au știut cam când sunt pierderile reale, în momentul în care au comparat cu volumul facturat, au dat seama cam exact câtă apă era folosită în mod ilegal în această zonă. Yeah, and then they presented this data to the city officials, the owners of the water utility. Și apoi au prezentat aceste informații oficialilor Consiliului Orășenesc, care sunt proprietarii acestei rețele.
And then they were seeking solution how to actually deal with this. Și apoi au căutat soluții despre cum exact să procedeze în această situație. Is this okay? E în regulă? Domnule Vasilescu, e în regulă? A, sigur, sunt în general în zonele rurale. Unde de fapt au bogați, folosesc branșamente paralele ca să ude în sere grăin. Nu, stați puțin, haideți să ne... Nu, okay, și nu se pot folosi debit metri. Întuta este mare, de 600 de milimetri, de exemplu. Domnul Mircea. Nu l-am auzit dacă folosesc locatari de traseu, georadare sau camere. Haideți să punem... Ați auzit? Întrebarea, deci nu sunt defavorizate. Chiar oamenii sunt bogați și care folosesc cantități foarte mari de apă. O să punem... Da, sere, grădini... Da, haideți să facem... Consumuri destul de mari. Haideți să punem toate întrebările. Nu putem folosi debitmetrele. Haideți să punem toate întrebările. O să-l întreb asta acum. Eu am folosit locatorul da, de traseu. Da, haideți să punem întrebările la final. Sunteți de acord toată lumea? Deci notați cumva întrebările, le puneți în chat și le vom citi la final. Și vă rog să faceți referire și la slide-ul despre care vorbim, ca să nu ne mai întrerupem. Da? Deci, domnul Mără, o să pun întrebarea, o să fac remarca acum către Iurița, dar o să vă rog... toată lumea la final să punem întrebările și să notați numele slide-ului ca să putem merge mai repede cu discuția. E ok așa? Ok. So, one gentleman made the intervention and said that okay, there are actually situation in which they don't have the area with poor people. Actually, they have the area with quite rich people that are stealing water for, let's say, watering the garden and so on and so on. And in some cases, there are situations when the network configuration doesn't permit the creation of some DMAs or the flow measurement cannot exactly measure that specific area. So that is one comment, but I asked everyone to try to put all the question at the end of your presentation. And this, I would say this way. Finding illegal connections takes time and a lot of, let's say, resources. Deci, eu spun în felul următor. Pentru a găsi branșamentele ilegale, este voie, asta ia foarte mult timp și consumă foarte multe resurse. And this problem cannot be solved only if the only approach is how we will find them in a technical way. Și această problemă nu va putea fi rezolvată doar prin abordarea asta de tipul de abordare tehnică în care să spunem cum le putem găsi. Doar prin chestia asta. If this is not followed by a political way in a way that for example, who is caught that uses water illegally gets a very, very high fine. Asta nu poate decât trebuie urmată și apoi și de o politică în care să, de exemplu, să spune cine va fi prins că fură apă, va avea o amendă, va plăti o amendă foarte, foarte mare. Because if you don't have this balance, if it's for example, if you caught someone who is stealing water, but he pays practically no penalties. He will connect illegally after you're gone, and you'd lost a lot of time and a lot of energy and resources finding one illegal consumer. It's not easy technically. You can use many different technologies, like radar, like insertion cameras, maybe even with correlator, but it takes time. It's very difficult, and it's very costly for the utility, and you can do it. Can be done, technically it can be done, but it has a purpose and it has a sense only if it will be followed by very high fines. So it's actually you deal psychologically with your users. So the others will see that this is not a game anymore, this is a serious issue, and they will stop stealing water. And this is the only way. Deci singurul mod prin care se poate rezolva problema asta este că tehnic se poate face. Există foarte multe metode, există camere cu inserție, există georadare și așa mai departe. Problema este că asta consumă foarte multe resurse. Și dacă în moment și singurul mod prin care asta va da rezultate este ca
după această acțiune de a găsi pe cineva conectat ilegal, să, să suporte și consecințele. De obicei o amendă foarte mare, trebuie să plătească într-un fel. Dacă va fi prins și nu plătește nimic, se va reconecta înapoi imediat după ce ai, după ce ai găsit branșamentul. Și în momentul ăla tu ai pierdut toată munca, tot efortul investit în găsirea acelui branșament. Deci ideea este de a, nu știu, de a rezolva problema și din punct de vedere psihologic cu consumatorul, ca să-și dea seama că nu este un joc și că e o treabă serioasă și se poate, se poate plăti o amendă foarte mare dacă mai fură apă. Ok. Ok, ok, I translated. Yeah, I hope this helps. I know it's a very sensitive issue, but I would say it's more political issue and related with the policy of the company than about technical issues. Deci, ți-a spune că crede că asta e mai mult o problemă care ține de politică și de politicile companiei decât o neapărat o problemă tehnică. Okay, next question was how to organize your time to look for hidden leaks when you are called by those who repair water network to help them and some other stuff that your guys are doing. Bun, deci well, deci asta este o, probabil că este o întrebare pe buzele tuturor, dar o să o citesc în limba română ca să fie clar. Cum îți poți organiza timpul de a căuta avarii din moment ce ești chemat non-stop de către cei care fac reparații ca să-i ajut să găsească sau ești presat de orice alte probleme urgente? Yeah. Da? Deci aici cred că se regăsește toată lumea în întrebarea asta. You, yes. Yeah, you need to be also better than just leak detection teams. Trebuie să fii mult mai bun decât o să fii mai tare decât o echipă de reducere a pierderilor. Mm-hmm. You need to start dealing and calculating savings you produce in money. Deci trebuie să începi să calculezi economiile și pe care le-ai făcut în bani. Yeah. And this is the only way, because then utility managers will realize value, or let's say added value they have from your side, and they will recognize that you are more valuable in looking for leaks than assisting someone who is doing some other works. Și în momentul ăla managerul va observa că ești mult mai valoros dacă te vei ocupa numai de partea de pierderi decât în a asista pe oricine altcineva din companie făcând alte lucruri. And I have one very practical advice. Și are un sfat foarte practic. Count your time spent on your work regarding leakage detection and losses control, and also count your time spent doing some other works. Contorizați timpul pe care l-ați petrecut efectiv pentru partea de reducere a pierderilor și detectare pierderi și contoriza și timpul pe care l-ați petrecut făcând alte lucruri în cadrul companiei. And in your monthly report you can show them. This is how 180 working hours out of this time, I don't know, 100 hours we were assisting some other people in the utility. Și asta o puteți prezenta, de exemplu, un raport lunar, ceva de genul din 180 de ore de muncă, 100 de ore le-am folosit pentru a ajuta oameni din alte domenii. Yeah, and this is it. They have to see the numbers. They have to see the numbers. Deci, și asta este, trebuie să vadă aceste cifre. How to present water balance to show that interventions are needed? Întrebarea 7. Cum să prezinți balanța apei astfel încât să arăți că este nevoie de intervenție? Show them the money. Arată-le banii. So you need to recognize that when you're
producing a water balance of any kind, you need to translate cubic meters in money. Deci trebuie să înțelegeți că în momentul în care prezentați o balanță apei de orice tip, trebuie să traduceți metrii aia cubi în bani. And this is the only way. Aceasta este singurul lucru. Because if you are just showing results, goals, or I don't know, any kind of evaluation only in cubic meters, this is not clear enough. Că dacă arăți orice paiprat, orice indicator pe care ai avea și orice intenție ai avea numai în metri cubi, nu este atât de clar. Here is one example. Aici este un exemplu. You have a known leak location. Aveți o locație fără pierdere. That is not repaired for months. Sorry, did you say non-leak? You have one leak location that is known. We know where it is. We know where is one leak that needs to be repaired. Deci, să retraduc. Deci, ai o, știi de o pierdere la un moment dat care nu a fost reparată pentru foarte mult timp și știi unde. And it waits to be repaired for months. Și așteaptă să fie reparată luni de zile. And the only thing you should do. Și singurul lucru care trebuie să-l faci. Is that you need to evaluate the leakage rate you have. Trebuie să vă evaluați rata pierderilor. In cubic meters per day. În metri cubi pe zi. Then multiply by money. Și apoi să o mulțiți cu bani. For these couple of months. Pentru toate aceste luni de zile. And then they will realize that it's not leakage that is leaking for 6 months and it's 1 deciliter per second. But they will realize, in 6 months, this is 5,000 euros. Deci atunci o să realizeze că nu este vorba de o pierdere care a curs cu atâția litri pe secundă, atâtea luni de zile, ci că e vorba de, să spunem, câteva mii de euro. Yeah, but leak repair is 500 euros. Da, dar reparația, să spunem, reparația pierderii costă câteva sute de euro. And let them be responsible for this. Și să fie ei responsabili pentru acest lucru. This is the simplest way you can change managers in your utility. Asta e cea mai simplă modalitate prin care poți schimba percepția managerilor în compania dumneavoastră. And also raise the value of your work and recognition for your work. Și astfel iese în evidență și valoarea și recunoașterea pentru munca dumneavoastră. Eighth question. This is final question. Și asta este o opta întrebare, ultima. So that you know that end is near. Ca să știți că se apropie sfârșitul. So how to collaborate with those who repair pipes and with those at the billing to reduce non-revenue water? Deci cum să colaborați? Care e modul de a colabora cu cei care fac reparații pe conducte, deci echipele de intervenții și cei din departamentul de facturare pentru a reduce apa care ne aduce venit? This is closely related with our first question. Asta este are foarte mare legătură cu prima noastră întrebare. You need to promote in your utility importance of understanding complexity of non-revenue water reduction and control. Deci trebuie să promovați în cadrul companiei dumneavoastră importanța și complexitatea acestei probleme de reducere a apei care n-aduce venit. And you need to be the advocate of this program and show to everybody that they have very clear contribution in non-revenue water control. Trebuie să fiți avocatul acestui program și să le arătați tuturor că vor avea o contribuție foarte clară la reușita acestui program. And I have very, very simple advice. If you want others to help you, am un sfat foarte simplu. Dacă vrei ca alții să te ajute, you should help others first. Trebuie mai întâi să-i ajuți pe alții. And you will see in your work that you have plenty of opportunity actually to help others, to assist others, to advise others, and in this way you can build, let's say, cooperation and partnership with your colleagues and change them slowly so that they start helping you.
Și o să vedeți că vor exista sau există destule oportunități în cadrul companiei dumneavoastră de a ajuta, de a asista, de a îndruma pe alții. Și în momentul în care veți face acest lucru, veți reuși probabil să și realizați o schimbare în ea, astfel încât pe viitor să vă ajute Shape dumneavoastră în reducerea pierderilor. And in most cases you don't need general manager. Și în majoritatea cazurilor nu ai nevoie de un manager general. It's just work ethic and friendship. Este vorba doar de prietenie și de o etică la locul de muncă. So, this is the last question. Deci asta a fost ultima întrebare. And I'm ready for. Și este gata pentru altele. So, Iurița, I'm going to, first of all, I'm going to read the chat and try to filter what is the question, what is comments, and so on. And after that, I will, if there's someone else that wants to, and we have time, let's hope we have time, and if someone else that wants to ask questions, I will invite them to ask them. Deci, în momentul de fapt, o să mă uit pe chat și o să văd ce întrebări au fost puse și o să încercăm să facem o filtrare, ce înseamnă întrebare, ce înseamnă un comentariu și așa mai departe. Dacă la răspunsul la întrebarea sau la comentariu pe care îl aveți, credeți că mai necesită, cum să spun, clarificări, vă rugăm să intrați live și să spuneți. Dacă cumva se întâmplă să sar peste ceva, iar vă rog frumos să spuneți. Da? First comment that I see here, I would like to ask, because it is a very common to see what is the situation here. It's someone that said we have one engineer and two workers or two technicians for 10,000 kilometers network. And 10,000, yes. That's I will tell you why is this, because as you know, the utilities in Romania are not utility for just one city. They are regional operator that comprise one city, and then they have a big region of smaller city. And sometimes the distance between them is very high. They have huge transportation pipes. And if you add all of this, all this region, it's quite very big. So unfortunately, there is one team with one set of equipment for everything. This is not sustainable. Two technicians, okay. One engineer for 10,000 kilometers. Da, așa ceva. Do they have also? Do they have also in the company Star Trek technology for transportation? No, they don't have. No. Deci, Iurița, deci așa ceva nu este sustenabil. Să ai doar o echipă la 10.000 sau ceva de genul ăsta. Deci nu este sustenabil cu așa ceva. Okay, then it's one comment, but I think you actually responded in some of the question when some gentleman said that unfortunately they have to split between, let's say, some accidental defects that appear daily, and they have to respond to the solicitation of the other branches of the water utility. Yeah, I have advice. I have one advice regarding this problem with number of available, let's say, staff for leak detection, considering size of the network. I have another case from real life. I'm happy to say that I have one. So far, it is the only one. But what I succeeded in this water utility of my hometown with these people in Osijek in Croatia is that we came up with the solution how to help this, because only two technicians were actually doing the leak detection. This guy and this guy, this is the engineer, and this is also engineer, okay? And so they have
a lot of networks, something like 800 kilometers and only 2 technicians, so it was a lot of work. And we decided to innovate in a way. I proposed them that they should train leading technician for repair work to be trained to use ground microphone. Okay, so okay. Okay. So translate. Okay, so if I understand correctly, so the intervention teams now, they are not soliciting the leak detection teams. They also have a ground microphone and they can pinpoint. Okay, perfect. Yeah, so practically all repaired leaks, reported leaks, you know, when people are reporting some leaks. Previous practice was that leak detection team should go out and check leak location, okay? And then repair work team does its job, okay? And it was a lot of traveling for leak detection team, you know, they need to do a lot of, let's say, time just to confirm some reported leak, okay? That was a standard procedure. And then we said, this is too much. This is not justified. This is not the way to do it. And then we decided we could have more ground microphones. Let's train these guys who are repair teams, that one of them knows how to do with the ground microphone for these reported bursts, okay? Because these reported bursts are much easier to find, you know, and confirm. And only in case they cannot confirm, then the leak detection team will come. Mm-hmm. And this was the huge improvement in efficiency. Okay. Deci, cea mai bună strategie pe care a avut-o a spus că, uite, în situația de față, numai două persoane, doi tehnicieri făceau munca asta de teren cam la aproape 800 de kilometri de rețea. Și nu era de ajuns. Și atunci, pentru că tot timpul erau chemați, de exemplu, de echipele de intervenție, în momentul în care se raporta o avarie, da, erau chemați de către echipa de intervenție ca să spună exact unde este avaria și ea să sape. Și din această cauză trebuiau să să se deplaseze foarte mult și pierdeau foarte mult timp. Și atunci ideea a fost ca echipele de intervenție să fie dotate cu câte un microfon de sol și o persoană din acea echipă, da, să fie instruită astfel încât să caute pierderea. Situația lor, situația era mult mai simplă, deoarece știau că este vorba de o avarie raportată, știau clar zona unde se află această scurgere avarie și era mult mai ușor, este mult mai ușor de găsit. Numai în cazul în care cineva de la echipa de intervenție nu se descurcă, chema atunci specialiștii de la echipa de detectare. Asta e ceva ce cred că s-a spus la noi în România de foarte mult timp, dar nu s-a făcut. E ok acest comentariu, răspunsul la întrebare? Care nu împără. So it's fine. It's okay. Next question. You have one very big fan in the chat room. Okay. Then we have one question that is related to the pressure. And in your opinion, what should be the minimal pressure in the critical point and what should be the maximum admissible pressure in the lowest, I think the lowest part of the network for the domestic consumption, consumers, sorry. Well, the lower the better. And this is very complex question. I would say, that I'm just in the process of collecting interesting data from various countries in Europe regarding this, let's say, pressure in the network and what to expect and how high it should be, because very sensitive issue with our water networks is that in the same time our networks are used for fire protection. Da, este o problemă foarte complexă. În momentul de față, el colectează niște date de mai multe țări europene referitoare la practicile, referitoare la presiune și deja e identificată o problemă destul de spinoasă sau de serioasă în ceea ce privește, adică datorită sau din cauza faptului, depinde cum vreți să o luați, că apa asta din rețele este folosită și pentru pompieri.
contra incendiilor. Și au nevoie de anumită presiune. I don't know how this issue is regulated in Romania, but I would say a general advice, no matter where we are in Europe, I would say that we have something close to the following. Deci nu știu cum este reglementată chestia asta în România, dar ca regulă generală ar trebui să fie ceva de genul următor. Yeah. The consumer that is section of the network with the lowest pressure shouldn't have a pressure below 2.5 bars. Deci un consumator în zona cea mai de jos n-ar trebui să aibă o presiune mai mică de 2.5 bari. And also you should consider measures for pressure reduction anywhere where you have pressures in the network above 6 bars. Și oriunde în rețea ai avea presiuni peste 6 bar, ar trebui să iei în considerare să vezi dacă se poate reduce această presiune. So this is the let's say the area where you want to work. You want to go the lowest possible to 2.5 bars, and wherever you see pressure higher than 6 bars, you should think very hard how to make it smaller. Deci ideea este că trebuie să te apropii de o presiune de 2.5 bar acolo unde poți pentru consumatorii casnici și unde observi în rețea presiuni peste 6 bar, trebuie să faci tot posibilul să le reduci. And I would say something very simple regarding this passion for pressure management. Și spune ceva foarte simplu referitor la acest management al presiunii. When you start measuring your pressure in your system or parts of the system, în momentul în care începi să faci măsurătură de presiune în sistemul tău sau în anumite părți ale sistemului, you will get graphs of pressure. Vei avea niște grafici ale presiunii. Like this one, you see? Ca acesta. And what you need to be passionate about? Și ce trebuie să intereseze cel mai mult? If this is my pressure during the day when it's the highest consumption of my consumers. Dacă asta e presiunea mea maxim în timpul zilei unde am cel mai mare consum, why would I allow this pressure to go up during the night when it's the minimum consumption? De ce aș lăsa această presiune să urce pe timpul nopții atunci când am consumul minim? So, even for example, look at this case. Și chiar și în acest caz, dacă vă uitați bine, we have a case where actually pressure in some point, this is the average zone point in measuring, shows you that pressure is something close to 2 bars or 20 meters, you see? Deci, chiar în acest punct, unde e cam punctul de pe unde se măsoară presiunea medie în zona respectivă, arată ceva în timpul zilei, o presiune medie în jur de 20 de metri sau 2 bari. And I can tell you. Și vă pot spune. If this is the area with a very high number of bursts and very high leakage, dacă asta e zona aia unde sunt cele mai multe, se întâmplă cele mai multe avarii, se descoperă cele mai multe pierderi, I would consider what can be done that we reduce even the night pressure that doesn't go above the daily pressure. Aș lua în considerare faptul sau aș lua în considerare niște măsuri prin care să se reducă presiunea pe timp de noapte la nivelul presiunei pe timp de zi. And I can guarantee that you will witness reduction in bursts and the reduction in loss. Și garantez că veți avea niște reduceri în avarii și reducerea pierderilor. Este ok, domnul Cristi? Aș mai avea o întrebare verbală scurtă pe care să o puneți. Dacă short question. Another short question. Dacă presiunea pe timp de zi, deci pe măsurată într-un interval de 24 de ore, iar diferența dintre noapte și zi este undeva la 0,3 bari, la o presiune de 6, să zicem, ca medie având undeva la 5 virgulă, din ce concluzie pot să trag eu de aici? Rețeaua mea are spărturi, mai pe românește, sau am o rețea bună? Nu știu, am fost foarte concludent sau... Deci dacă mai spun, deci aveți o presiune deci, care pe timp de noapte vă dă... Crește cu cam 0,3 bar diferența pe timp de zi, media fiind undeva la 5,8. 5,8 pe timp de zi și 6 și un pic pe timp de noapte. Măsurat în punctul critic
punctul critic. Ok. So, have a situation. I know about that particular network, I think. When they said they have daily average pressure measured at the critical point of 5.8 bars. And at the night, they have six in the same point. There is a night pressure. It's only 0.3 bars more. So he's asking, what conclusion could he make based solely on this pressure? It's on these values and on the difference. It's a good network. It's a good network that doesn't have any leakage, or it's a bad network. It's a bad network. E o rețea proastă. It's a very bad network. E foarte proastă. Yeah, because you know, if you have very low leakage, then you see difference in pressure. Dacă ai pierderi foarte de tip foarte mic, vei vedea diferențe în presiune mai mari. Dar domnul Cristi, trebuie să faceți și măsurători de debit. So if you will be successful in leakage detection. Da, deci îți avea mare succes în detectarea termică. I advise that you start thinking immediately how to reduce this pressure, because if you are very good in leak detection and repair, your pressure will even go up. Deci vă sfătuiește să luați, să vă apucați de a stăriceți presiunea, pentru că dacă chiar vă pricepeți la detectare, pierdeți și la reparații, cu cât o să faceți mai bine, cu atât presiunea o să crească mai mult. And if pressure goes up, și dacă presiunea crește, you will get new bursts and your losses go up. Vei avea noi avarii, noi puncte și pierdere, din nou volumul de pierdere o să crească. Well, what I say always in practice with colleagues and what utilities, if you have network with a very high pressure or with very frequent pressure transients. Dacă ai o rețea cu presiuni foarte mari sau cu tranzienți de presiune, frecvența mare, da? It's not enough only to concentrate on leak detection and leak repair. Nu este suficient să te concentrezi doar pentru detectarea pierderilor și reparații. Yeah, this is sometimes even a waste of money. De multe ori asta este chiar o risipă de bani. So you need to think about pressure management always. Tot timpul trebuie să te gândești la management de presiune. And there is also issue that you pressure management is another topic. We can talk about it some other time. Și managementul de presiune este un alt subiect și putem discuta într-un webinar separat. One simple question for you in Romania. I know it in Croatia. It's always funny when I ask. Deci o simplă întrebare pentru noi din România, zice că de câte ori pune întrebarea asta e tot timpul haios când o pune în Croația. How many air valves do you have? Câte vane de aerisire aveți, air valves? And they say we don't know. Și în Croația spun că nu știm. And when was the last time that you maintained them? Sorry, what? When was the last time that you checked them and did și când a fost ultima oară când ați verificat aceste vale de aerisire? And the answer is, how we can do it? We don't know where they are. Deci nu putem să facem pentru că nici nu știm unde sunt. So this is very important also, control of air in your pipeline. Deci este foarte important și cum să controlați apariția aerului în conduct. Yeah, in many cases, for example, when they see leak on air valve, în multe cazuri, când văd pierderi la vana de aerisire, guys, just close the air valve. Ei doar închid vana de aerisire. This is the stupidest thing you can do. Și asta e cel mai prost lucru care se poate face. Ok, să-ți mulțumim, domnul Cristi. Mulțumit. Yes, he's very happy with your answer. Thank you. We'll go further. Because we don't have too much time, and I want to ask you. So we are going to skip some comments about the illegal and the connections. Okay.
Well, I will briefly summarize. I have one advice. I was just thinking now regarding some future challenges about illegal connections. Here is one innovation in my mind, so think about it. Okay, it's very difficult for all connections, okay? But for new ones, it would be very nice if you, it is a problematic when you work with plastic pipes. Deci spune că este o, să spune că este o problemă în momentul în care lucrați cu conductele de plastic. Yeah. What would be very nice if you lay down new plastic lines, plastic pipeline. Sorry, could you repeat that? When utility is installing new pipelines that are from plastic. Așa, în momentul în care companiile montează conducte din plastic. Yeah. You can also lay down also a metallic line or a metallic wire. De asemenea, se poate instala și un fir metalic deasupra lor. And also you should use this metallic wire for service connection pipes as well to connect them together. Și puteți folosi acest fir metalic chiar și pentru branșamente, pentru a le conecta. So this is for some future work will be easier to actually detect where the pipelines exactly are. Și asta vă ajută ca pe viitor să vă dați seama unde se află exact, unde sunt montate, unde se află exact în rețea conductele de plastic. And if someone is touching the line, actually, in most cases, they will damage as well the metallic line. Și dacă cineva se atinge de branșamentul sau face ceva, cel mai mult va distruge și firul ăla metalic. But this is a very difficult question. Dar e o întrebare destul de dificilă. So, okay, we have some little debate, let's say, about the figures, the pressure, because basically what we have in Romania, it's something that said 0.7 meters in order to hydrants to work properly. So this is the something that should be, this is the minimum pressure in the network, 0.1 meters for the hydrants. And it's around 1.5 bars of pressure in order for, you know, the heater would work or the washing machine should work. Basically, the question is why it's why when you said 2.5, what you meant about domestic consumption is like a house with one level, two level, or it's only ground level? It should be ground level. It should be ground level. Deci el zice la 2.5 bar la mă rog, o casă de asta pe un singur nivel. Yeah. Because we also, I can say, for example, cases from Croatia. Un caz concret din Croația. This is very, that's plastic to present for cities. This is very evident in cities. Where utility had a policy of supplying consumers with a certain pressure. Deci exista politica asta companiilor de apă de a livra la consumator apa cu anumită presiune. Yeah. But as network was expanding, și pe măsură ce rețeaua s-a extins, they were also to supply all the consumers in a proper way, they were also rising the pressure in the network. Deci pentru a asigura presiunea către toți consumatorii, au crescut presiunea în rețea. Partly because of the rise in water losses. Și de multe ori ca răspuns sau din cauza creșterii pierderilor de apă. Because leakage causes pressure drop. Pentru că pierderile de apă provoacă o cădere de presiune. An interesting thing is that
when network was older, he was in better condition. Ceea ce e interesant este că rețeaua mai veche era într-o condiție mai bună. And then those buildings that were built, for example, in 70s and in 80s. Și atunci acele clădiri care au fost construite în anii 70-80. They all had requirement that they must have pump station in the building. Pentru toate acele cazuri existau cerință ca ele să aibă stații de hidrofor. In different cities we had different practice, but let's say that every building above, let's say 5 or 6 floors had to have a pump station. Dar hai zice, chiar dacă practicile erau poate un pic diferite la oraș la oraș, ideea este cam că în general toate clădirile care erau peste mai mult de 5-6 etaje trebuiau să aibă stații de hidrofor. Of course, because it's not what utility's responsibility to supply someone at the 10th floor, you know, to have enough pressure. It's ridiculous. Deci nu era chiar responsabilitatea companiei de ape să asigure apa unei care era la etajul 10 să menține presiunea în toată rețeaua. Yeah. So actually, you know, that's something that is regulated by law, by certain standards. I don't know, Romanian standards. Deci asta sunt lucruri care de obicei sunt, mă rog, sunt reglementate fie de lege, fie de anumite standarde. Nu cunoaște ce spune standardul românesc. But when I say 2.5 bars, dar în momentul în care spune 2.5 bari, it should be recognized as the floor level and the, let's say, base level. A trebuit să înseamnă că ai presiunea care este la nivelul solului sau la nivelul de bază. And of course it depends as well on the service connection diameter and internal installation diameter. Sigur că toată să depinde și de diametrul branșamentului și de layout-ul sau, mă rog, de diametrul și de instalația interioară. But what we saw is that 2.5 bars is usually a pressure. It's interesting pressure. This particular pressure is interesting because we saw, for example, you know, heating boilers for that uses gas. Este o presiune cu o valoare interesantă, spun că ce a observat în cazul centralelor de încălzire pe gaz. Yeah, and they have control valves who sometimes don't work properly if pressure is below 2.5 bars. Au niște valve de control care de multe ori ce nu lucrează cum trebuie dacă presiunea este mai mică de 2.5 bar. Well, it was, let's say, consensus that utilities recognize that 2.5 bars is the minimum pressure that is enough for the consumer. Practic s-a ajuns la un concurs în care compania de lutăți au zis, domne, cam presiunea asta de 2.5 bar este presiunea recomandată. And here in Croatia, for example, we will have, I'm hoping to actually assist in initiating professional public debate. Deci ai un croat aici, speră că va reuși să facă va reuși să facă să provoace niște dezbateri publice. Yeah, what should be the appropriate pressure in our network? Despre care trebuie să fie presiunea corectă în rețelele de distribuție. Because we have for the moment very restrictive norm regarding fire protection. Pentru că în momentul de față există niște norme foarte restrictive în ceea ce privește protecția sau lupta anti-incendiu. That requires that in a specific hydrant we must have minimum 10 liters per second with 2.5 bars pressure. Ceea ce spune că la orice hidrant trebuie să fie capabil să dea 10 litri pe secundă cu o presiune de 2.5 bar. What is too much? Ceea ce este foarte prea mult. So we will see. Dar vom vedea. Alex, am o întrebare. So I think we finished this subject, and also there are just remarks between our colleagues. So I think we can safely take Alin's question. Ce indicator de performanță ar trebui să aibă o echipă sau un birou de pierdere de apă? What performance indicator should exist for
leak detection or the or water loss reduction compartment office? Indicators, the best indicators, indicators you should use is cubic meter. Indicator is the metric cube. And also these cubic meters equivalent in your money. Și acel, acel volum de metri cub echivalat în bani. N-am înțeles. Adică se referă la câți metri cubi reduc sau câți metri găsesc? Da. Și dacă per total nu se vede, adică numai ce zic eu din rapoarte? Adică în același timp apar alte defecte care acoperă ce găsesc eu. So Alan said, okay, what is that? It's something that he will make, let's say, shows in a report, but in the meantime, there are other leakages that appear in the network. So what he's managed to say in the report doesn't show. I don't know if I'm making it. I will ask Alin. Deci, Alin, mai zi o dată, ca să pot să traduc cum trebuie. Deci, ca să pot să zic că contează câți kilometri fac și câte defecte găsesc, asta fac eu în raportul meu. Păi da, dar el a zis... Am găsit 10 defecte, care înseamnă 100 de metri cub, să zicem. Păi da? Nu, el arată... Da. Da. Dar dacă un director se uită doar pe... Nu știu, compania asta are 50% pierdere anul trecut, anul ăsta tot 50%. Deci ce fac eu, nu știu cât ajută, adică ce indicator ar fi mai cu impact așa mai... Ok, deci problema ta sunt că ei lucrează în procente. Și în procente, da, dar mă refer doar că un indicator care să se vadă, merită sau nu merită să ai biroul ăsta. Okay, so it's like this. So what Alin is saying is what the general manager will do, they will look at the overall picture of the entire company, which by the way, it's a regional operator and have different systems around the county that they are not interconnected, some of them, and they usually look at the percentage. And they will say, okay, I have 50% now, and next year is probably like also like 50% in water losses, whatever that means. So Alin said, okay, how can I show him that my leak detection compartment have done a good job? What indicator should I use? Because what they do, they said, okay, I found a number of leakages, and then I probably estimate how much water I could save if those leakages are repaired. This is one way, but it's not enough. And what you must start doing it, and I am strongly emphasizing the importance of measurements in the network of flow before you start certain activity and after you're finished, I mean when the repair work is done. And it is a complex work in a way that if you need a couple of months, for example, though, to inspect something, and then you need a couple of months actually to wait for someone to do leak repair, it's reality that you will have nothing to show. And of course, then the question comes, why we are doing this, what you told us that is the right way to do. And you will never get out of this, let's say, vicious cycle of understanding and trying to catch your shadow, I would say. But actually, you need to concentrate in a different way. You need, for example, what you can organize with the mobile flow meters is that you need to
recognize your network as separate sections. And you need to organize these sections for regular measurement. So you need mobile flow meters. This is the basic equipment you should buy or in some other way find it and get trained to use them and use it. And I will show you something from another presentation that I was used data to prepare myself for this. And, I will just translate it in time. Deci, ideea este pe scurt, este că durează foarte mult până faci detectările, până se fac reparațiile și în timpul ăla tu nu ai ce să arăți. Și este ca un serviciu. Și atunci cel mai bine, zice, este să te încerci să faci măsurătură de debite și să arăți debitele. Și acum aici o să arate ceva dintr-o altă prezentare pe care o făcea. And you can see here one example. This is the first, this table in total. But here is, let's say, a little bit better picture. And they don't, this is from a couple of years ago in 2014 exactly. And this water utility is a big utility, something, let's say, maybe average in Romania. We cannot see the Excel file. Let me just. We see the presentation. I will say stop share and share it again. And then jump to another. To this one, and I think, is it working now? Now we can see it. Yes, okay. Yes. So this is example from one utility. Un de la o companie. And they have similar today, but this is a 2,000 kilometers network. Okay. E o rețea de 2,000 de kilometri. So it's a big network with lots of small villages. O rețea foarte mare cu multe localități în sat. And they had also, they have still today, many reservoirs that are like, you know, critical points for water distribution. Și aveau și foarte multe rezervoare în rețea. And they didn't have, at that time, it was a very, let's say, limited number of flow meters at these reservoirs. Și existau, la un moment dat, au avut un număr foarte limitat de debit metri la acele rezervoare. So I organized for them this system. Și așa că organizat pentru ei un sistem următor. I told them that they will use mobile flow meters and they will check certain reservoir outflows in a certain period of time. Și a spus că vor folosi debitmetre ultrasonice mobile ca să vadă ieșirea din rezervor, să măsoare într-un anumit interval de timp. And we said at the beginning, I want you to measure every month couple of locations, okay? Și în fiecare lună anumite locații trebuie măsurate. So, this is how they started. And you could see detail of this table. Și aici vedeți niște detalii. Okay. And what it shows? It shows months. These are the months of the year. Acelea okay. Sunt lunile. These, every line is actually one of the reservoirs that is covering a certain area. That means for us this was zone. Fiecare rând este reprezintă un rezervor. And this is when exact day when they did it, the flow measurements. Asta e exact ziua în care au făcut măsurătura de debit. And what was the minimum flow they had as a best result? Care este debitul minim pe care l-au avut ca and cel mai bun rezultat? Let's say when they did measurements previous time and calculation of some losses. Okay, so we had previous time, best time, and what we measured. Okay. Deci au avut anumite măsurători ce au măsurat la începutul perioadei și la final. Okay, and then we could evaluate through the method I showed you with the 25% of the water demand. I hope you remember this. Și cu metoda aia cu de 25% pe care a prezentat-o data trecută, în seminarul trecut. Which of these zones, let's say, virtual zones in a way? Care dintre aceste zone were okay with minimum flow? Erau ok din punct de vedere al de minimului de noapte. Which had rising minimum flow. Și cele care au crescut din punct de vedere al debitului minim de noapte. And you can see, let's say, in red, this is critical, too much. În red, în roșu este ceva critic, foarte mult. Then they were doing some inspections. Apoi au făcut anumite inspecții. They found some leaks.
Au găsit niște pierderi. And they measured again and they saw improvement. Au măsurat din nou și au văzut că e mai ok. So this is, and then we said okay, let's wait for a couple of months and then we will. Au așteptat câteva luni și au măsurat iar. This is how we started actually evaluating something called rate of rise, you know, of losses. Deci asta așa am început să evalueze rata creșterii pierderilor. Okay. And we were able to actually evaluate where these leakages are happening more often and where is higher rate of rise and where is lower. Și așa că au început să-și dea seama în ce zone pierderile sunt mai mari și în ce zone pierderile sunt mai mici sau rata de apariția ăstora este mai mare sau mai mică. So this approach actually gave us opportunity to understand where we have more frequent bursts and where we should take more measurements and more time for leak inspection. Deci asta ne-a arătat, a indicat nouă care sunt zonele unde trebuie, unde avem pierderi mai mari și a trebuit să ne concentrăm mai mult din punct de vedere al inspecțiilor și a detectării pierderilor. We also recognized zones where is this less frequent, so less work for us. Și în același timp au fost identificate și zonele unde sunt pierderile mai mici, deci însemna mai puțin efort și mai puțină muncă în zonele respective. And this model was also very nice actually to present managers results we achieved. Și asta a fost și un model prin care a prezentat destul de bine unui manager sau directorilor rezultatele obținute. So this is how we even didn't need a water balance for a certain area. We just night flows to show them what was before, we did something, this was later. So we have results and we continuously work. Of course that sometimes this is lost in a huge network that some other parts will have rise in leakages, but this just shows the complexity of our work. Este adevărat că de multe ori nici am avut o balanță de apă pentru anumite zone, doar am arătat ceea ce se petrecea cu minim debitul pe noapte. Este adevărat că sunt zone din rețea unde dacă la un moment dat la anumite zone scad pierderile, poate să existe și zone unde cresc pierderile, dar asta arată de fapt și complexitatea muncii ăsteia. One of basic advices you have from IWA methodology. Unul dintre sfaturile de bază pe care le aveți din metodologia IWA. When you have very high losses. Când ai pierderi foarte mari. You have to evaluate available resources. Trebuie să evaluezi care sunt resursele disponibile. The most important resource you have is or are people. Și cea mai importantă resursă pe care o aveți sunt oamenii. And if you want to show efficiency of your resources, of your people, și dacă vreți să arătați eficiența resurs, eficiența oamenilor, you need to closely monitor number of hours they spend on certain kind of jobs. Trebuie să monitorizați cu atenție numărul de ore pe care îl dedică unei anumite activități. And then you can see in very very clear way, and you can present this to managers. This is what we do. This is the good approach we have. You can have references for some other utilities who are doing it in this way. And we see that this is the smart way of doing business, but we see that we don't have enough people for this. Și asta este un mod de a spune, uite, asta facem noi, atâtea ore am petrecut pentru acest lucru, asta așa se face, poți să-i referințe și de la alte utilități, astea sunt rezultatele, dar în același timp ne dăm seama că nu avem atât de mulți oameni pe cât ar trebui să avem. So, as I said, one of let's say takeaways for this webinar, I would say, is that definitely unul dintre lucrurile pe care trebuie să le țineți din acest webinar. You need to start counting number of hours your people are doing and what are the kinds of work they do in everyday job. Trebuie să controlizați și numărul de ore pe care le au oamenii dumneavoastră și să vedeți și ce tip de muncă fac. And recognize also time spent in traveling. Și luați în considerare și timpul de deplasare pe care îl petrec deplasându-se. You evidently are dealing with large networks, and if people need to travel from one side of the network to another, that takes 1 hour, maybe more, even half an hour is too much, but let's say 1 hour, even 2 hours traveling, just to check, for example, reported bursts,
or assist in some activities of the repair team, then you need to start thinking or innovate, let's say, how to make it differently, how to make it more efficient, like what I said. Deci dacă, de exemplu, se întâmplă ca să aveți o rețetă destul de mare și unei echipe îi trebuie o oră, două, de fapt și jumătate de oră, e foarte mult să meargă dintr-un capăt un altul al rețelei, doar pentru ce? Pentru a verifica o avarie raportată sau pentru a asista echipa de intervenții în căsirea unei avarii, este deja prea mult și a trebuit să vă gândiți la alte moduri de inova răspunsul la aceste activități. Yeah. And for example, you need to cover, you need to have very good connections and let's say relations with your department where all the reported bursts or reported leaks are coming, so that you know the number of these leaks. Also, you are responsible mainly for unreported bursts, but you need to check as well reported bursts. So you need to understand how much work you have in different kinds. Deci trebuie să, mă rog, să fiți în bune relații și cu departamentul unde se primesc defectele sau avariile, pentru că alea sunt avariile raportate. Treaba dumneavoastră sau meseria dumneavoastră o să vă ducă mai mult către avariile neraportate, dar ar trebui să știți cam cât înseamnă avarii raportate, cât înseamnă avarii reraportate, să aveți o idee, de exemplu, de asupra efortului sau muncii care vă așteaptă. Yeah. So there is a lot of different kinds of work. It's not just leak detection. It's not just that you will show with number of leaks detected that you are efficient at your work. You need solid results in volumes. And you need to recognize the importance of preventive work, like understanding pressure and then reducing pressure or finding causes of transients and then reducing these transients. Deci sunt mai multe aspecte care trebuie discutate. Nu este de ajuns doar ca indicator al performanței, doar câte avarii ați găsit. Trebuie să înțelegeți, trebuie să putem cuantifica și în ceea ce privește în volume de apă, volume de cu cât s-au redus pierderile, precum și trebuie acordat o atenție și managementului de presiune. Iară mulțumit de toată lumea. Că ne-am întins aproape două ore și cred că e... So, Iurița, we are close to like a two-hour marathon. Hai să mai pun o întrebare ca să fie pentru sfârșit. Give me some more! Yes? Ok. Mă las tine să pun una. Vreau no, să no, pun una. Am eu una. Care... Ok, Alin has the question. For the final question. Many question. Așa. Dacă personal nu mai primim în perspectiva în care ești subdimensionat, ce părere are despre a căuta, zicem, fonduri europene sau alte chestii și a umple rețeaua cu, nu știu, logări de zgomot sau alte chestii care îți pot transmite în online? Ok, so the question is, in the near perspective, let's say there are zero chances of hiring new people for this department for various reasons. So what is your approach about the idea that if some company could access, you know, some investment funds or European funds or something like that in order to put as many noise logger as they can around the network, and this noise logger could, you know, they are permanent installed and then could send information, let's say a sensor computer. What do you think of this possible approach? It's okay. It's one of possible solutions. Another one that I'm practicing now very much is the use of satellite leak detection. Yes. O altă metodă pe care o folosește acum e cu sateliții. I must say I have example now in case study here in Croatia and I'm quite satisfied how this works. Are un studiu de caz în Croația și chiar mulțumit de cum a well, this is another ieșit. Approach.
Think about also something very basic. I must say I never succeeded in any utility, or maybe someone in Romania will recognize one very simple, but I would like to know, will it work as a system? But somehow I think this is, you know, detail of genius. You know, how often do you read meters in your water utility? De cât timp, cât de des citiți contorii în cadrul cumpărării de apă? Do you mean consumer meter or meters for the network? Consumer meter. Consumer. La ce frecvență citiți consumar? Monthly. Monthly. And for example, Alin, in Temeswar, how many people are responsible for reading meters every month? How many people? Câți oameni sunt responsabili pentru, câți cititori de contoare aveți în Timișoara? Greu să spun că nu știu. Sunt cu citire radio, așa că mai puțin, nu știu cât să fie. Oh, they have radio reading, so that involves someone in a car or by foot that is walking around the meters. Aha, you don't physically open Deci nu vine ceva fizic să deschidă capacul. Nu. Să citește radio. Și le-am propus să pună pe mașina de gunoi un senzor să le citească, da. Oh, he proposed, he saw this idea of, you know, put some sensor on the garbage truck machine, because they have to go to pass to take the garbage from everyone. Okay. And they could, in case you already have some kind of remote reading of meters, this idea of mine will not work. But for others who don't have automatic meter reading and have people who need physically read out the water meters, you could give them very simple noise detection equipment, and they could actually check in the chamber when they read meter with this noise detection equipment. Like, you know, most of the manufacturers have these little devices for noise detection. And they could be your actually, you know, inspection teams who will check, at least in a basic way, do they have any kind of noise on certain chambers? And then notify your team for leak detection to inspect them. Okay. Deci spune că ok, s-ar putea ideea lui aici să nu meargă dacă ai o citire de tipul ăsta, dar pentru care ce au o citire clasică în care trebuie cineva să se ducă pe teren să ridice capacul, ce le poți da un noise logger, un echipament ăsta destul de mic și destul de basic și simplu, și atunci de ori de câte ori se duc să citească un contor, pun acolo și ascultă ceva. Și în caz că au o problemă sau li se pare ceva ciudat, notifică echipa detectare și vine atunci și caută. Și astfel face o monitorizare, de exemplu, a rețelei, în altfel. Ok? Ok. Bun. Zic să închidem. Zic ultima ca să închidem. No. I have one little question. Tiny little question. And then we are done. I saw some calculations. People calculated to try to estimate what is the water losses solely based on, let's say, the number of reported leaks and some pressure. And I asked, and I saw, for example, no indication about the size of the leaks in order to, you know, apply a Bernoulli formula or something like that. In your experience, how accurate do you think a calculation like this is, and what are the limits, or how, or if I have, if there is a magic formula that can establish, estimate the volume of leakages solely based on the number of the reported leaks. What are the, let's say, the limits of applying such a method? Alex, you know this old saying, garbage in, garbage out, you know? Yeah, okay, you already answered. I mean, you already answered. Too many estimations,
just you come out with estimation. And I'm always sensitive on this. I like, and I always advise people to measure. You need to measure. Even with some error, at least you know the error. And, yes, of course. And it's better than these games about, especially what means if I'm counting only reported births. Usually this is smaller number than total number of births. But was it 10%? Is it 20? You know what it means? It means, it doesn't mean a lot. Yes, I know. Well, but I know. Deci întrebarea a fost că am văzut niște calcule făcute în diferite chestii numai pe baza numărului de avare și încercat să estimeze exclusiv pe baza numărului de avare raportate și a presiunii care ar fi pierderile. Da? Și fără să știu, nu știu, informații de cât de mare era gaura, nu știu, și așa mai departe, măcar să știu că pe acele măcar există o pierdere minimă din acele avare. Da? Și ce a spus el, zice, depinde datele de intrare, dacă gunoi bagi, gunoi iese. Eu aș zice să ne oprim aici în seara asta, că deja avem 2 ore și am depășit aproape 2 ore. Da? A fost și un eveniment special. Mulțumesc tuturor pentru participare. So, Iurița, thank you very much on behalf of everybody for your participation and for your endurance to our questions. And thank you very much because you are sharing your experience and, you know, your advices with us. And we thank you. We certainly will see you again in the future in some of our webinars. And be prepared for a more prepared audience. The more webinars we have, the more prepared we are. Thank you, Alex. Thank you, Alin. And it is always my pleasure. And I like very much what you do in Romania. And as you know, now it's many years that I'm supporting your work. And I really enjoy doing this, what you do, and helping you in your effort to promote water losses. And I think you built in Romania, maybe you're not aware, but I think Romania is one of the best examples in the world, actually, regarding this promotion of new knowledge and experience in water loss management. And you have your own newsletter, you do these webinars, and you have workshops, and you have conferences, many things are happening. You have leak detection competition, that was big inspiration for me. And I started doing the same thing in Croatia after I saw what you were doing in Romania. And it is a great thing. So you can always count on my help. And we will continue this way at least until I get, at least when you get bored of me, okay, then we can stop. No. Then we'll see you in person. Okay. That's okay. Always. Then we'll see in person. As long as, let's hope this year will end quickly and in a good way, so we can restart and see each other in person at one conference or another event. Because we are, I think everybody will, we miss that. We miss the competition this year. We missed a lot of things. Yeah. So, let's hope that in the near future everything will go back to normal, and that's it. Back in some way, one way or another, and as I told you, Alin and Alex, if you find and you can chat with your colleagues in Romania, if you like this kind of discussion, like what we have today with questions and answers. Think about it and we can repeat it later again or maybe a couple of times per year. Why not? I like it. Sure. Okay, thank you. Deci, de câte ori pe an, de câte ori dorim, de vreo 2-3 ori pe an, putem să refacem această sesiune de întrebări și răspunsuri. Lui i-au plăcut foarte mult. Așa că, încă o dată, o seară plăcută. Mulțumim tuturor de participare.
și ne vedem săptămâna viitoare la următorul webinar. Vă propun o temă de gândire până atunci. Hai să facem concursul online. Da.